Ați aruncat vreodată o carte de matematică pentru că vă enervau problemele dinăuntru sau pentru că n-ați reușit să rezolvați o problemă de acolo? Păi noi lucrăm cu PDF-uri de obicei și asta ar însemna să ne aruncăm laptopurile și costă destul de mult. Da, nu ar fi o idee foarte bună. Da, da. De când nu mai lucrați cu culegeri pe hârtie? De prin clasa 8-a. În general lucrez de pe internet. Da, și eu din clasa 9 am început să lucrez tot de pe internet și am renunțat complet la cărți. Iar exercițiile pe care le faceți la lot, vă sunt date tot sub formă de PDF, tot sau printate? În general e o foaie printată. La matematică sunteți performer. La ce altceva sunteți buni? Sunt foarte bun la ping-pong și relativ bun la șah, aș spune. Da, și eu joc în general destul de mult șah și în general mai fac sport în timpul liber. Care Olimpic sunt la sală. Da. Ce jocuri jucați? Nu cred că am jucat de mult ceva, dar cred că ultimul a fost un joc de strategie, ceva foarte puțin asemănător cu șahul, dacă ar aducea aceeași idee. Ultimul joc care l-am jucat e South Park The Stick of Truth și mai joc uneori LOL sau șah pe net. Care sunt materiile care vă displac profund? Chimia sau, nu știu, în general materiile care se fac la școală. Chiar și matematica de la școală. Adică îți displace cam tot ce faci la școală, ce ai făcut la școală. Da, da. De ce? Păi pur și simplu accentul e pus foarte mult pe memorare și ar trebui să fie pus pe intuiție și originalitate. Și, nu știu, pur și simplu, mi se pare că sistemul educațional, de exemplu, prin bacalaureat, recunoaște că elevii nu ar fi capabili decât de o memorare, întrucât, nu știu, eseul de la subiectul 3 este prefabricat și, practic nu trebuie să fii citit cartea sau să înțelegi, ci doar să știi un eseu. În ce sens este prefabricat? În sensul că tu știi ce poate să pice, știi ce poate să pice, înveți ce trebuie. Și nu trebuie neapărat chiar să știi opera, cât să știi comentariul, care mi se pare un lucru destul de inutil. Adică nu ți s-a dezvoltat decât aceeași capacitate ca și cum ai fi memorat multe poezii. Cum ai vedea tu bacalaureatul? Nu știu, mi-ar plăcea mult mai mult să fie bazat cât mai mult pe originalitate. De exemplu, problemele la matematică să conțină cât mai puține numere și, nu știu, să fie probleme de mai mult de inteligență decât de memorare. De exemplu, să nu trebuiască să știi toate formulele la integrală, la arc, tangentă sau chestii așa, ci să trebuiască să gândești pe loc. Se pare mult mai ok. Părerea ta care este? Părerea mea legat de ce? Că ați spus mai multe întrebări. Întrebarea principală este care sunt materiile care îți displac profund? Nu am o materie care să-mi displacă profund, însă urăsc la o materie momentul în care tu trebuie să știi foarte multe lucruri pentru acea materie. Adică dacă nu te poți descurca cu minim necesar din care să tot deduci și să deduci și ai nevoie de toate informațiile încă din start în capul tău, nu-mi prea place ideea de acea materie. În general e o diferență între a ști numele la ceva și a înțelege ceva. Partea cu să știi denumirea, nu știu, mi se pare destul de nefolositoare. De exemplu, la biologie înveți o grămadă de denumiri fără ca să înțelegi fenomenul din spate. Sau la fizică, multe legi sunt predate empiric fără ca elevii să înțeleagă de ce sunt așa sau măcar profesorul să știe de ce. Pot să vă redau și un caz concret cu atracția dintre două corpuri, K1, M2, pe R la a doua, care se învață în clasa 7 și este și în mecanica de a noua. Pur și simplu, ni se spune că așa este, dar refuz să cred că Newton a luat un măr și l-a fixat de un dinamometru și apoi a pus pământul pe un cântar ca să deducă legea asta. Ea, de fapt, e adevărată din cauza axiomei că dacă avem două corpuri și unul dintre ele este ales ca sistem de referință, celălalt va orbita în jurul primului după o secțiune conică. Și asta este, de fapt, adevărata explicație de unde a fost dedusă legea din axioma lui Kepler. Pe când profesorii ne spun că a fost dedusă empiric după rezultate, ceea ce pare destul de imposibil. Pe de altă parte, ție, cum ți s-a născut pasiunea pentru matematică și cum ai dezvoltat-o mai departe până la liceu? Eram în clasa 7-a și până atunci eram foarte prost la matematică. Cred că în primul semestru am luat medie destul de joasă
Și apoi a fost înainte de județean de matematică, profesoara ne-a spus că o să fim învoiți la celelalte materii dacă o să facem bine la județeană. Și în anul ăla am ieșit primul la județeană pe oraș și am mers la Națională de Matematică și mi-am dat seama că matematica nu este cea din școală care este foarte urâtă, ci are și părți frumoase. Ți-ai dat seama cum, lucrând tu acasă singur foarte mult sau ți-ai dat seama în lucrul cu profesoara pe care o aveai la clasă? Mi-am dat seama în întâlnirea cu problemele de la Olimpiadă, văzând că este ceva diferit și original, nu ceva bazat pe un mecanism care trebuie memorat. La tine, cum s-a născut pasiunea? Cred că prima dată când am avut tangență cu matematica a fost încă de când aveam 5 ani și tata mi-a adusese o carte de clasa 1-a și după se lăuda peste tot cu mine că pot să-i fac adunări și scăderi cu numere foarte mari. Îmi dădea numere de 5 cifre și eu făceam adunări și scăderi. Și după, în clasa a 5-a, am luat un 7 la matematică și trebuia să-mi repar media. Așa că pentru a-mi repara media am mers la Olimpiada de Matematică și într-un final a început să-mi placă. Și cred că momentul în care chiar m-am apucat de matematică a fost după concursul Grigore Moisil, de undeva de, cred că prin februarie-martie se ține de obicei. Și atunci, imediat după concurs, mi-a dat mătușa mea o culegere, Gazeta Matematică, m-am uitat ce probleme sunt și mi-au plăcut. Și așa s-a născut totul. Asta în ce clasă? În clasa a 5-a. După care am început să văd și profunzimea ideilor și partea de a gândi și am început să-mi întregesc filozofia despre matematică. Mă rog, asta, Olimpiada nu reprezintă atât de mult pentru mine. Matematica, nu știu, la așa un nivel, poate fi asemănată cu artă. Problemele, nu știu, ne fac foarte mare plăcere și sunt intuitive. În general, nu necesită numere sau scris mult, ci o idee foarte frumoasă. Și, nu știu, e foarte diferit de ce se face la școală, la Olimpiadă. La fel cum ar fi diferit un tablou de Van Gogh de un tablou, nu știu, pictat de un elev la școală. Cam asta ar fi diferența. Văzând tablouri urâte toată viața, ajungi să crezi că toate tablourile sunt urâte, dar asta nu înseamnă că dacă faci matematică urâtă la școală, toată matematica e urâtă. Asta este motivul pentru care majoritatea copiilor spun că matematica este urâtă? Evident. Puși mereu față în față cu, nu știu, tablouri foarte urâte, ajungem să credem că totul e foarte urât. Dar nevăzând vreodată niște tablouri frumoase, cum elevii văd numai partea urâtă a matematicii cu calcule infernale și urâte, normal că o să ajungă să nu le placă. Fiind bazate, nu știu, pe memorare, teme, teste, un profesor exigent, e destul de urât așa. De soluția ta pentru situația asta ar fi schimbarea filozofiei de predare. Da, dar acest lucru ar fi destul de imposibil. Pentru că, nu știu, o schimbare atât de majoră ar trebui să fie aplicată la fiecare profesor, începând din clasele primare, pentru că ar fi greu de schimbat mentalitatea de la o clasă mai mare. Și, nu știu, ar părea o misiune imposibilă. Mergem mai departe, facultate, afară sau în țară? Eu o să mă duc la Cambridge, la Trinity. Și alegerea care am făcut-o și nu am vrut în America e pentru că, nu știu, acolo se face matematică mult mai serios, pe când în America trebuie să faci, nu știu, și literatură sau economie. În general, când te duci în America, nu te duci ca să îți continui pasiunea pentru matematică, ci ca să faci bani. Și, nu știu, mi s-a părut inutil să urmez o direcție în sensul ăsta. Deci tu vrei mai departe matematică fundamentală. Asta e chestia, că eu nu văd prin matematică ceva unidirecționat. Înseamnă că fac calcule toată viața sau asta. Matematica, nu știu, ar putea să fie o soră a filozofiei care înseamnă plăcerea de a gândi. Ai putea să privești orice lucru din viață ca și matematică. Când te gândești la anumite situații, te gândești de ce existăm, ce înseamnă adevărul de fapt, ce legătură are orice cu orice, de ce existăm, dacă avem libertatea de a alege. Te simți pregătit pentru a începe cursurile la Cambridge în momentul ăsta? Da, sunt destul de pregătit. De exemplu, când eram în clasa 11-a, am mers la cursurile de master la facultate, la Unibook,
pentru că îl cunoșteam pe domn profesor și cred că am făcut mai bine la teste ca majoritatea studenților de acolo. În momentul ăsta tu ți-ai luat toate testele, toate testările pentru a merge la facultate? Da, chiar astăzi l-am dat pe ultimul. Sunt admis, am avut bacalaureatul ca și condiție unde am făcut foarte bine, am luat 9,5 la română și am avut azi un test de matematică pentru Cambridge, la care cred că am făcut destul de bine și nu cred că acolo ar putea să fie probleme. Tu, alegerea ta care este? Eu voi rămâne în România, voi face o facultate de mate info și o facultate de economie. De ce România? Pentru că sunt un bun autodidact și nu cred că contează așa de mult unde mă voi duce. Eu, oriunde aș fi, cred că mai mult aș învăța singur. Într-adevăr, nu știu când ai o diplomă de la altă facultate sau nu. Practic sunt doar niște etichete și etichetele nu au o anumită valoare. Dacă luăm un anumit obiect și scriem pe el că valorează foarte mult sau valorează foarte puțin, nu contează decât în aparențe ce consideră ceilalți. Adică văd că ai o diplomă aici, dar asta nu înseamnă că te face un om mai complet sau un om mai bun. Ai putea să înveți foarte bine și fără să mergi chiar la nicio facultate. Important e să gândești lucrurile în profunzime și să încerci să înțelegi. Și atunci de ce vă duceți la Olimpiada Internațională de Matematică? Pentru că sunt niște probleme extrem de frumoase și pur și simplu plăcerea de a le rezolva este una imensă. Pentru mine este ca o vacanță să merg acolo. La ce vă așteptați? La experiența de acum, de la Olimpiada de anul acesta? Mă aștept, nu știu, să mă distrez foarte bine cu niște probleme care sunt cu adevărat frumoase și originale. Niște probleme de care nu am întâlnit niciuna asemănătoare măcar. Și abia aștept să mă gândesc la ele. Mhm. Pot spune pas, am zis destul de multe. Da. Ați inventat vreodată probleme sau subiecte pentru... Da, am mai compus uneori niște probleme. Cred că am dat o problemă la barajele de juniori anul trecut cu un coleg. Și în general, nu știu, când ajungi să te gândești în profunzime la anumite lucruri, ajungi să-ți pui anumite întrebări. Și întrebările alea, dacă reușești să le găsești un răspuns, se pot numi probleme pentru cei care nu au găsit un anumit răspuns. Așadar că, evident, am găsit astfel de probleme. Am inventat și eu în ghilimele vreo 2-3 probleme luate din niște teoreme și mă gândeam cum aș putea să mă folosesc de ele, cum să le văd altfel. Și până la urmă am creat 2 sau 3 probleme foarte simpatice. Una, spre exemplu, mi-amintesc că era cu teorema inegalitatea lui Ptolemeu în spațiu și eu îmi cream practic și eu aduceam în plan. Și problema, deși are în spate un concept foarte simplu în spațiu, e destul de greu să te prinzi în plan și necesită destul de multă muncă. Nu am fost niciodată, nu știu, extrem de euforic că am reușit ceva. Mai mult am fost dezamăgit când nu am reușit. Asta, practic, dezamăgirea creează progresul. Noi fiind supărați într-o anumită situație, încercăm să evoluăm. Pe când dacă am privit totul ca o super bucurie, nu știu, ne-am lenevit și nu am mai evoluat. Și care sunt dezamăgirile tale maxime? Nu știu, de exemplu, anul trecut, înainte de ultimul baraj, eram, nu știu, cam pe locul 3 și apoi am făcut foarte prost. Și nu am reușit să mă calific anul trecut. Dezamăgiri, nu știu, că nu sunt mai bun decât sunt sau, mă rog, oricând e loc de progres și putem fi mai buni. Aceeași întrebare și pentru tine. Care este cea mai mare mulțumire a ta de până acum? Cea mai mare mulțumire a mea? Nu, cum a spus și el, nu cred că avem momente în care să fim extrem de fericiți, pentru că nouă deja ne-au intrat în cap ca fi niște chestiuțe normale pentru noi. Dar, în schimb, e un fel de risk management. Tu trebuie să faci bine, nu ca să ai mult de câștigat, ci ca să minimizezi riscul, pentru că e o durere destul de mare în momentul în care nu te califici la Olimpiadă sau simți că ești mult mai slab decât alții. Mă rog, ideea când iei o diplomă sau ceva, practic e o etichetă și etichetele nu au nicio valoare. De, nu știu, de exemplu, vezi un om într-o anumită uniformă, nu ești sigur dacă chiar a făcut ceva ca să merite uniforma aia sau primește respectul doar pentru că e îmbrăcat așa. La fel sunt și diplomele. Tu ai putea să fii foarte bun și să nu poți să te concentrezi bine în concurs sau reciproc, faptul că e o diplomă
sau altceva, nu te schimbă pe tine ca persoană. Până la urmă, tot același ești. Deci, concursul la care vă duceți voi este până la urmă și o loterie. Depinde și de ziua pe care o aveți, depinde de puterea de concentrare pe care o aveți. Ați greșit vreodată la calcule elementare de gen 2 plus 2 fac 5 și care să vă dea peste cap o rezolvare întreagă sau care să vă fure o medalie? Am făcut odată asta la bacul la fizică. Am luat 9,5 pentru că, nu știu, mi se părea că 25 împărțit la 5 e 4 sau ceva așa. Așa am pățit la barcaneada de matematică, am crezut că am terminat tot după 2 ore și, nu știu, am stat degeaba 2 ore jumate când am avut o greșeală la problema 4. Și, na, puteam să o corectez 100%, că era și destul de ușoară problema, dar, nu știu, nu mi-am mai recitit subiectele și subiectele fiind oarecum ușoare relativ la ceilalți ani, am luat doar argint. Deci asta te-a costat medalia de aur. Da. Iar la tine? Cred că am avut un singur moment în care a fost să greșesc destul de flagrant de... Era o problemă pe care o luasem calculatorul. Era o problemă de geometrie. Nu-mi venise ideea cum să fac sintetic, am văzut că iese destul de simplu prin calcule, așa că am zis să fac calcule. Și la pagina a 5-a de niște calcule urâte, am stat acolo, mi-am bătut capul vreo jumătate de oră, 45 de minute să le fac, mă uit că dă ceva asemănător cu o chestie care trebuie să fie egală cu 0 pentru un polinom care în orice valoare e 0. Și în principiu asta nu e bine și m-am întors să văd unde am făcut greșeala. Și greșeala a fost chiar primul rând din ceea ce calculasem acolo. Mi-am dat o pană peste cap, am început cred că să râd isteric vreo 2 minute, după care m-am reapucat să fac toate calculele alea. Ai dus la bun sfârșit? Am dus la bun sfârșit într-un final. Dacă mi-aș fi dorit, nu știu, să spun ceva și să înțeleagă ceilalți elevi, ar fi că matematica de la școală e într-adevăr urâtă, dar există și o altă matematică care este frumoasă, la fel ca analogia cu tablourile. Asta mi-aș dori să înțeleagă mai mulți elevi. Și ei ce să facă ca să ajungă păi la matematica asta problemă, asta frumoasă? Că nu prea ai ce să faci. Tu ești obligat și constrâns, practic, să mergi la școală și să te chinui și să trezești la 7 dimineața și trecând prin ciclul ăsta vicios, ajungi să ai o minte obosită și să fii bun doar la memora, fără să fii bun la gândi. Și așa se ajunge la un cetățean care a uitat ceea ce a învățat și nu poate să regândească ceea ce s-a întâmplat. O soluție simplă ar fi pe internet, adică un elev care ascultă acest interviu, dacă se duce pe internet și caută probleme care s-au dat la celelalte olimpiade internaționale sau la Balcaniade, asta poate fi o soluție pentru el? Dacă eu i-aș sugera ceva unui elev care, nu știu, nu e foarte bun, dar încearcă, i-aș sugera să încearcă să gândească lucrurile în profunzime, să se gândească întotdeauna la de ce e așa ceva și să înțeleagă întotdeauna fenomenul. De exemplu, eu nu am lucrat enorm de mult la matematică anul ăsta. Aș putea zice că am lucrat, nu știu, o oră, două la două zile. În general, s-a bazat pe faptul că am ajuns în situația în care pot gândi și să privesc în spatele unei probleme și ce se întâmplă. Cred că e mult mai important să înveți cum să gândești decât să rezolvi 100 de probleme.